Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în Republica Moldova. Astfel, aproximativ 40% din populație aleg să facă tranzacții digitale. Statisticile din anul trecut arată că Republica Moldova a înregistrat un număr record de peste 183 de milioane de tranzacții, în creștere cu 35% față de anul 2022. În acest context, vorbim astăzi cu Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova, despre beneficiile plăților cash, dar și despre etapa la care se află țara noastră, comparativ cu țările europene. Bună ziua și bine ați venit în studioul Agora! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Pentru început vreau să ne vorbiți despre importanța lansării campaniei fără cash, dar și despre obiectivele acesteia. Tendințele plăților fără cash în Republica Moldova sunt destul de pozitive, înregistrăm de la an la an creștere, dar ceea ce ne dorim noi este să creștem în pași mult mai rapid, să ajungem la nivelul țărilor din Uniunea Europeană și să beneficiem cu toții de o campanie cashless. Dacă noi astăzi sau în trecut aveam o pondere destul de mică a plăților fără cash, practic din 10 lei moldovenii 2 lei achitau fără cash, 8 lei extrageau din bancomate. În 2023 evoluția a devenit mai pozitivă, 4 lei achităm, 6 extragem din bancomate. Ceea ce ne dorim noi pe termen scurt este ca plățile fără cash să fie mai mari de 50% într-o perioadă foarte scurtă și credem că acest obiectiv poate fi atins în trimestrul 4, anul 2024 și în anul 2025. Obiectivele pe termen lung este să progresăm și mai mult și pe ansamblu toată societatea să se bucure de o societate cashless, o societate fără numerar. Am înțeles, mulțumim. Următoarea întrebare este legată de principiile sau principalele motive pentru care plățile fără numerar au devenit atât de populare, dar și necesare în țara noastră. Vorbim în primul rând despre avantajele pe care le promovează plățile fără cash. Eu aș vrea în primul rând să menționez că campania noastră nu este o impunere și nicio autoritate din Moldova nu impune cetățeanul să achite fără cash. Campania noastră este despre informarea cetățenilor cu tine. Ai o metodă mai comodă de plată pentru tine, o metodă mai simplă, sigură și rapidă. Aici sunt principalele beneficii pe care le fac cetățenii atunci când fac o plată fără cash. Asta înseamnă că eu pot la distanță să fac această plată, nu am nevoie de rest și înseamnă că este o plată sigură, o plată care se contabilizează în sectorul bancar și dacă am nevoie să demonstrez cuiva că am făcut această plată, în special când vorbim de sume mai mari, de exemplu, atunci foarte ușor extrag un extras de cont din banca care mi oferă acest serviciu și demonstrez această plată. Vorbim de plăți sigure, pentru că atunci când ți-a întâmplat să-ți furi banii, practic nu mai ai nicio șansă să-i întorci înapoi. Dacă ți-a întâmplat să-ți fie furat cardul, poți foarte rapid să-l blochezi și banii tăi sunt în siguranță. Și vorbim de rapiditate, asta înseamnă că deja putem să facem plățile foarte rapid, fie că o facem plata către un magazin de la care vrem să cumpărăm, fie că facem un transfer de la o persoană fizică la altă persoană fizică. Acum, dacă vă fac dumneavoastră un transfer, cred că va fi mult mai rapid decât o să caut banii și o să vă înveniți banii. În câteva secunde, banii sunt la dumneavoastră pe cont. Deși s-au făcut progrese majore, unii dintre cetățeni rămân încă reticenți în ceea ce privește plățile fără numerar, iar Republica Moldova se află în urma altor țări europene la acest capitol. Cum se poziționează, de fapt, Republica Moldova în comparație cu alte țări europene în ceea ce privește adoptarea plăților digitale? Cum spuneam, avem o creștere destul de bună de la an la an, dar suntem codași la ceea ce ține de plățile fără cash în raport cu țările din Uniunea Europeană. Ei mai de mult au îmbrățișat această metodă de plată și au definit mai eficienți, pentru că atunci când ești o economie cashless, ești o economie mai eficientă. Tranzacțiile se fac mai rapid. Scopul oricărei metode de plată este să fie cât mai rapidă și cât mai eficientă. Iar plățile fără cashless exact aceasta și are ca caracteristici exact aceste avantaje. Noi am, înainte de campanie, am făcut un studiu
ca să vedem care sunt principalele probleme și de ce persoanele sunt reticente să utilizeze plățile fără cash, ca să cunoaștem în care direcție și care este categoriile de persoane țintă a campaniei la care să ajungem. Acest studiu ne-a relevat câteva momente. Cele mai importante este faptul că unele categorii de persoane au o deprindere de a utiliza numerarul și această deprindere este legată de faptul că ține controlul banilor, da, în portmoneu, atunci când achiți o anumită sumă de bani, în momentul acela știi că ai achitat și știi că ai rămas în portmoneu. Dar aplicațiile pe care le au astăzi la dispoziție cetățenii, pe care le furnizează băncile, aceste aplicații la fel îți oferă acea gestiune a banilor, pentru că atunci când faci o plată, îți vine o notificare sau în aplicație, vezi câți bani ai cheltuit și câți bani ai achitat în același moment. Asta este prima. A doua este reticența față de inovații, pentru că până la urmă plățile fără cashless este și o chestie inovativă, în special utilizând aplicațiile mobile pentru a-ți gestiona banii și a face diferite transferuri, sau de exemplu de a utiliza telefonul mobil în locul cardurilor tradiționale de plastic. Este o chestie inovațională pe care cetățenii trebuie să o îmbrățișeze fără frică. Da. În acest context, ce măsuri sunt luate pentru a educa și încuraja cetățenii să adopte plățile digitale? În campania pe care am lansat-o avem mai multe activități pe mai multe direcții. Avem elaborate spoturi video care targetează categoriile de persoane care sunt mai reticente. Aceste spoturi video le vom difuza pe toate canalele posibile și la televiziune, media, radio, dar și avem anumite evenimente pe care le facem cu diverse categorii de persoane în care îi instruim și le arătăm avantajele plăților online. Le povestim și despre eventuale fraude posibile care poate să aibă loc. Atunci când vorbim de fraude, și asta este un motiv suplimentar de ce persoanele se tem să utilizeze plățile fără cashless, le povestim despre aceste fraude. Aceste fraude se fac doar atunci când persoana furnizează datele bancare. Și de obicei are loc în situația când anumiți escroci prin diferite instrumente inovaționale, în ghilimele le-ar spune, transmit SMS-uri, e-mail-uri, utilizând diferite situații quasi-reale, că ai primit un colet poștal sau că poți să cumperi acțiuni foarte avantajoase și mai departe, și atunci fie se investește, fie se dă datele cardul și atunci are loc frauda. Nu există situația când banii stau pe cont și ei pur și simplu dispar. Nu există o asemenea situație. Acestea sunt principalele activități pe care noi le urmărim în această campanie. Ca și finalitate, ea urmează să deruleze până la final de septembrie, dar deja suntem la etapă să gândim o următoare campanie care să targeteze persoanele și să promovăm plățile fără cash. Da, despre asta o să vorbim mai spre final. Acum vreau să ne spuneți despre principalele beneficii ale plăților fără numerar, atât pentru consumator cât și pentru afaceri. În primul rând vorbim de afaceri. Ce spuneam, că plățile fără cash înseamnă că este mult mai eficient. Da, noi vorbim și discutăm pe diferite platforme că atunci când compania utilizează un terminal pentru a încasa acești bani, trebuie să achite un comision. Acest comision acoperă costurile pe care le suportă băncile cu crearea acestei infrastructuri a pieței financiare. În special vorbim de terminalele care se furnizează, mentenanța lui și așa mai departe. La fel, băncile au investit mult în inovațiile pe care le fac. Astăzi ai mai multe posibilități să achizi și cu telefonul și cu inelul și așa mai departe. Pentru mediul de afaceri este mult mai rapid, mult mai eficient și cel mai important, poți să dezvolți și e-comerțul, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în țările din Asia, e-comerțul ia amploare. Iar ca să ai un e-comerț bine dezvoltat, trebuie să ai posibilitatea să achizi fără cash. Asta este o
precondiții importante pentru dezvoltarea acestui tip de plăți. Dar business-ul, pe lângă faptul că este comod, nu are cheltuieli de gestionare a numerarului, pentru că oricum încasează numerar, acest numerar trebuie să-l gestionezi, trebuie seara să vină încasătorii să preia acest numerar și așa mai departe. Sunt o serie de beneficii pentru companii. Ce ține pentru cetățeni? Cetățenii când fac plată către magazin nu suportă niciun fel de comision. Ba mai mult ca atât, au posibilitatea să beneficieze de anumite cashback-uri, de anumite venituri, în dependență de tipul cardului care îl are și în dependență de magazinul unei achite. Acest cashback poate fi și până la 10% o returnare de bani către cetățeni. Doi, este foarte comod. Deja achitând la terminal, este mult mai rapid să achiți cu cardul sau cu telefonul. Și doi, poți să faci transfer de unde vrei și în ce loc către alte persoane. La costuri practic zero. Pe lângă aceste beneficii, întâlnim și anumite provocări. Cetățenii de rând întâlnesc și anumite provocări. Care sunt provocările pe care le întâmpină societatea în adoptarea plăților fără numerar și cum le putem depăși? Trebuie să le depășim în primul rând prin propagarea în societatea informației despre plățile fără numerar și asta este și obiectivul campaniei pe care le desfășurăm și nu doar noi, dar și alte autorități. Banca Națională la fel are un rol important în promovarea educației financiare și în acest obiectiv de educație financiară între și plățile fără cash. La fel Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are ca obiectiv crearea unei societăți cashless, unei societăți eficiente care să contribuie la creștere economică. Atunci când vorbim de o creștere economică, trebuie să avem toate ingredientele, iar un ingredient este și infrastructura de plăți, să fie foarte, foarte rapide. Plus, cu exemple proprii pe care putem să învățăm societatea. Noi în campania mult ne targetăm pe generația tânără care îmbrățișează foarte mult plățile fără cash, învață bunei, mamei, tații, în care le demonstrează cât de comode sunt aceste plăți. Iar bunei, mamei, tații, cea mai mare încredere o au în proprii copii, proprii nepoți. Cum contribuie Asociația Băncilor din Moldova la promovarea plăților fără numerar? Asociația Băncilor, ca și obiectiv, desigur că are creșterea cât mai rapidă a plăților fără numerar, iar această campanie pe care o desfășurăm la moment este posibilă datorită eforturilor a trei actori. În premieră avem toate băncile care se implică în acest proiect, avem 11 bănci din Moldova și toate sunt implicate în acest proiect. Avem partenerii Visa și avem proiectul tehnologiilor viitorilor finanțat de către USAID, Guvernul Suediei și Marii Britanii. Sunt trei actori cheie care acordă suport acestei campanii și datorită căruia este posibilă această campanie. Dacă până la moment Asociația Băncilor avea un rol de a contribui prin modificări legislative, ce modificări ar trebui să aibă loc ca să creăm o campanie cashless, acum Asociația Băncilor de rând cu cei trei parteneri ne implicăm nu doar prin promovări de acte normative, dar ne implicăm și plenar, prin educație și activități de informare despre plățile cashless. Practic avem o implicare directă în acest proces. Da, și asta am văzut și noi prin distribuirea tuturor comunicatelor sau a videourilor pe care le-ați promovat. În prezent, Republica Moldova oferă o gamă variată de instrumente de plată fără numerar, cum ar fi tranzacțiile MIA, Google Pay, Apple Pay și plățile clasice cu cardurile. Deși au la dispoziție mai multe instrumente de plată fără cash, totuși moldovenii au anumite reticențe în utilizarea lor. Care sunt cele mai frecvente reticențe ale cetățenilor față de plățile digitale și cum pot fi acestea depășite? Prima, încrederea în inovații și încrederea în genere în sectorul bancar și în conturile pe care le deții.
Încă există reticențe legate de lipsa de informare despre banii pe care îi ții în cont. Noi încercăm să propagăm cât mai multe informații, pentru că atunci când îți ții bani în cont, ai o garanție și din partea statului la moment de 100.000 de lei. Această sumă va crește la 200.000 de lei, ceea ce înseamnă că dacă și se întâmplă o problemă că banca nu poate să-ți întoarcă acești bani, în termen de câteva zile, de 7 zile, fondul de garantare a depozitelor în sectorul bancar automat până la o sumă de 100.000 de lei și spuneam până la 200.000 de lei din anul 2025 îți întoarce automat acești bani. Ceea ce înseamnă că persoana trebuie să aibă siguranța deținerii banilor pe cont. Faptul că deții bani pe cont, mai ai și avantajul că poți să primești și o dobândă și acești bani nici de cum nu pot să dispară. Tu îi gestionezi și ai posibilitatea să îi gestionezi oricând și la orice oră de pe telefonul tău mobil sau de pe aplicații de internet. Asta ar fi principalul motiv de ce încă cetățenii sunt reticenți față de plățile fără cashless. Spuneți anterior că copiii, de fapt, învață vârstnicii cum să folosească plățile cash și cum să folosească plățile fără numerar. De ce totuși ei încă se tem de asta? O fi frica asta că nu are banul în buzunar, că nu-l are în portmoneu și asta este frica lor principală? Sau care este? Anume că vârsta a doua nu folosesc plățile. Motoul lor este că atunci când ai bani în buzunar, aceia sunt banii tăi și nimeni nu are acces la ei. Dar, de fapt, atunci când ții bani în contul bancar, există aceeași situații. Sunt banii tăi, nimeni decât tine nu are acces la acești bani. Noi vedem că totuși în categoria de vârstă între 50 și 65 de ani deja utilizează destul de bine plățile fără cash și cred că în continuare și datorită eforturilor noastre și datorită eforturilor autorităților publice încet încet vom propaga și mai mult plățile fără cash și în aceste categorii de persoane. Ceea ce este important ca persoana să încerce. Atunci când încearcă, credeți-mă că nu o să se întoarcă înapoi la plățile cu numerar. Atunci când o să simtă gustul simplității, comodității, siguranței și comodității, da. Sau elementar, atunci când nu ai nevoie să te deplasezi la magazin, dar poți face o tranzacție de pe online, de pe internet și bunurile îți vin acasă. Pentru anumite categorii de bunuri specifice, de exemplu, pentru că sunt anumite bunuri pe care vrei să le vezi, vrei să le pipi, vrei să ai siguranță, dar sunt anumite bunuri care poți să le livrezi acasă și nu ai nevoie de să te deplasezi dintr-un loc în altul. În premieră pentru țara noastră, băncile comerciale din Moldova și-au unit eforturile pentru consolidarea unei societăți cashless. Anterior spuneați că toate băncile din Moldova sunt parte a acestui proiect. Vreau să știu ce măsuri de securitate sunt implementate pentru a proteja tranzacțiile fără numerar, dar și ce rol joacă partenerii financiari, cum ar fi băncile și companiile de carduri în această tranziție. Atât băncile, cât și sistemele de plăți internaționale, în cazul dat noi vorbim de Visa ca și partener, depun mult efort și multe resurse ca să gestioneze fraudele bancare. Este un obiectiv primordial pentru sector și o să vedeți multe spoturi făcute de către bănci, anume pe educare, tot ce ține de fraude bancare. La moment în sectorul bancar sunt unele din bănci care au avansat foarte mult pe acest subiect. Sunt diferite inovații care protejează persoana. Cu titlul de exemplu, deja sunt sisteme informaționale care analizează comportamentul persoanei atunci când accesează aplicația. De exemplu, dacă eu accesez aplicația, modul cum introduc parola, modul cum degetele mele se mișcă, sistemul analizează acest comportament al meu personal și dacă cineva mi-a furat telefonul și încearcă să-mi intre în aplicație,
el desigur că nu va avea același comportament pe care le are degetele mele și în mod automat aceste plăți vor fi stopate. Pe această dimensiune există soluții la nivel național și internațional cele mai inovatoare, care are menirea să protejeze cetățenii de orice fraude pe sectorul bancar. Trebuie să facem aici o precizare, că atunci când vorbim de fraude, oamenii aud acest cuvânt fraude pentru că noi discutăm foarte mult de acest subiect și băncile au foarte multe campanii în care încearcă să prevină aceste fraude și în mintea cetățenilor se aude fraude. Dar în realitate, volumul fraudelor cu plățile digitale este mult mai mic decât fraudele care au loc cu cash nemijlocit. Atunci când faci cu bani, fraudele sunt mult mai multe ca și valoare. În continuare vreau să ne spuneți despre dacă sunt anumite sectoare, în ceea ce ține economia Republicii Moldova, dacă sunt anumite sectoare economice care au răspuns mai bine la această schimbare, care sunt acestea și de ce credeți că ele sunt mai receptive? Eu nu cred că aș diviza în diferite sectoare a economiei care am îmbrățișat mai rapid plățile fără cash. Eu un pic cred că aș diviza un pic teritorial. Dacă vorbim din zonele urbane și în special municipiul Chișinău, practic orice magazin, cât de mic nu ar fi, ai posibilitatea să achiziți cu cardul. Magazinul înțeleg că dacă nu oferă această posibilitate, riști să pierzi din clienți și plus ai comoditatea încăsărilor banii pe contul tău a companiei, contul de business. Avem o propagare mai mică pe profil teritorial în zonele rurale și asta și arată studiile. Este datorită faptului inclusiv că persoanele sunt mai reticente în aceste zone, dar și avem nevoie de o infrastructură financiară mai puternică în aceste zone. Când vorbesc de infrastructură, înseamnă că atunci când este un magazin în zone rurale, trebuie să aibă și posibilitatea să achiziți fără cash. Din cercetarea și discuțiile care le-am avut noi la nivel rural, sunt multe magazine care analizează într-o perioadă foarte scurtă de timp să ofere și această posibilitate, pentru că înțeleg că acesta este viitorul și acesta este modalitatea de plată care va prevala în scurt timp. Am înțeles. Acum suntem pe finalul interviului nostru și vreau să ne spuneți despre, să ne vorbiți despre obiectivele pe termen lung ale campaniei Fără Cash și ce vă propuneți să realizați în următorii 5 ani. Noi această campanie o vedem ca un succes și în ultimii indicatori pe care le-a prezentat Banca Națională și care sunt oficial pe site, vedem că avem o creștere destul de bună. În următorul an, sunt sigur că vom avea cifre când plățile fără cash vor prevala plățile cu numerar. Atunci când cetățenii vor extrage mai mult de jumate, vor achita mai mult de jumate fără cash online decât vor extrage. Practic, extragele numerar vor fi mai mici. Avem ca plan următor să ne focusăm un pic și pe o campanie de informare pe fraude, ca cetățenii să fie foarte bine informați și să cunoască că nu trebuie să prezinte datele bancare, care ar trebui să fie comportamentul persoanei atunci când primește un SMS sau un e-mail. Cel mai probabil asta vom începe în a doua parte a anului 2024, anul 2025. Și permanent vom încerca să venim cu anumite activități de informare privind avantajele plăților fără cash, dar și să avem un obiectiv național pe care înțeleg că autoritățile publice le promovează acest obiectiv, o economie fără cash, o economie cashless, care creează mai multă eficiență și poate să contribuie mai mult la creșterea economică a țării. Istoria a demonstrat că atunci când țara a trecut de la un tip de plată la alt tip, atunci a înregistrat și o creștere foarte mare. De exemplu, în istorie, dacă mai de mulți oameni se achitau prin barter, prin schimb de mărfuri, atunci când a trecut la monede, tranzacțiile au fost mult mai rapide și creșterea economică mult mai mare.
Am avut situația când a trecut de la monede la hârtie, de exemplu, Suedia, prima țară care a trecut la hârtie. Iar așa a înregistrat o creștere mai puternică pentru că tranzacțiile au devenit mai lichide. Și acum, mai nou, țările, cum ar fi Suedia, sunt printre primele țări care vor fi țări total cashless și ei vor beneficia de acest avantaj competitiv. Da, sperăm și noi în ultimii ani, în următorii ani, să fim mai bravo la acest capitol. Pe final, vă rog să transmiteți un mesaj pentru cetățenii care încă sunt sceptici în privința plăților digitale. Cei care sunt încă sceptici, rugămintea mea sau sugestia mea este să încerce. Odată ce va încerca, va vedea avantajele pe propria piele și cei care au încercat până acum, nimeni nu s-a întors înapoi la plățile cu numerar, ci utilizează în continuare plățile cashless. Așa că, în concluzie, doar să încerce să simtă din beneficiile acestui tip de plăți. Vă mulțumim, domnule Dorel Noroc, pentru prezența în studioul Agora și pentru informația valoroasă despre campania Fără Cash. Este evident că plățile digitale reprezintă viitorul, iar inițiativele precum sunt acestea sunt esențiale pentru a asigura o tranziție lină și sigură pentru o economie modernă și eficientă. Eu sunt Alina, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată. Rămâneți conectați pe Agora!